Vă salut, dragii mei! Astăzi o să vedem roșiile. Au 6 săptămâni de la plantare. Nu sunt maxim, dar le mai reparăm, așa să zicem, pe parcurs. Haideți să vedem cum se prezintă situația, să văd ce am mai făcut pe aici și care sunt problemele care le-am întâmpinat. Haideți să dăm drumul. Așa că o să începem de aici. Practic eu am făcut aici două taluzuri în toamnă și pe unul dintre taluzuri am pus un solar. Bineînțeles, solul a fost mutat, solul fertil a ajuns undeva pe partea alaltă, sub sol, deci a fost amestecat, deci nu avem un sol fertil, un sol mai vechi, un sol nou, deci a fost luat cu buldo excavator și mutat, tot așa, îndreptat, deci e un pic încă de lucru la sol. Haideți să vedem înăuntru care e situația. Ok, și acum cam așa arată situația. Avem aici partea stângă care e mai slăbuță. Chiar ăsta două rânduri aici sunt destul de slăbuțe. Sunt și un pic mai deschisă, la culoare mai galbenă. Eu aici am băgat și din asta perlit pentru drenare, pentru că aici în partea din sus avem un șanț și să mai și infiltrează apa. Am băgat și doi saci de perlit aici pe partea asta. Am băgat o grămadă de gunoi aici în solul ăsta, o grămadă de gunoi care, din păcate, nu a fost foarte bine descompus și atunci avem un pic de exces de azot la ele. Haideți să vedem despre ce e vorba. Uite, dacă ne uităm la tulpinele astea, cât sunt de groase, asta ne spune exact faptul că avem prea mult azot aici. În schimb, partea acolo sunt mai slăbuțe, sunt mai galbene, mai subțirele. Partea pozitivă e că avem flori frumoase, deci buchete frumoase de flori. Sunt și legate, leagă bine, nu avem avortări. Ce nu-mi place mie, că îs mai urâțele, așa să zicem. Să strâmbă de la început. Știți că ăsta a fost cel mai urât răsad din lume și continuă să mi se strâmbe pe aici, să fac ca și caricaturile. Da, deci floriceale, eu zic că buchetele arată foarte bine. Avem și gogonele. A, uite ce buchet frumos aici la Gusto Pink. Aici e una legată. Deci, etajul 2 înflorit, 3-ul, se vede și 3-ul, are și 3-ul destul de mulți boboci. Uite ce tulpină! Deci încă este de lucru la sol, încă trebuie îmbunătățit. Trebuie să venim cu compost, cu gunoi foarte bine descompus, ca să nu avem excesul ăsta de azot. Mie nu-mi plac așa cum arată, dar să nu mă audă. Plantuțele, vorbim un pic mai încet. Deci ele îs frumoase, dar mie nu-mi plac încă.
Eu zic că florile arată bine și sunt multe flori. Ce ziceți voi? Dați-vă cu părerea. Eu, cine au văzut materialele, v-am zis de la început, aici, deci gunoi de grajd la fertilizarea de bază și ulterior am zis că vin cu îngrășăminte solubile de la iara. Uite ce buchet de asta aici. Am zis că vin cu îngrășăminte de la iara prin fertilizare, prin banda de picurare, în funcție de necesitățile plantei. Cu îngrășăminte, cu un conținut mai mare de fosfor în prima fază, după care echilibrat și în ultima fază cu un conținut mai mare de potasiu. Eu sunt undeva la mijloc, practic folosesc și solubile, și organice, îs la mijloc cu... Deci, pot să zic poate mai bine de mijloc, pentru că pe partea de fungicide eu folosesc micoriză, ca insecticid folosesc nim și laser, deci insecticide ecologice. Deci numai fertilizarea. Fertilizarea, v-am zis, și organică, mi-am făcut și macerat acolo. Urmează să-l aplic acum, că n-am avut timp, că acum încercăm și noi să terminăm cu plantatul, mai avem un pic. Și urmează să-i aplic un macerat. O să vă arăt acolo în față că am aplicat, am făcut 10 litri și am aplicat la câteva plante și să vede diferența. Macerat care l-am făcut cu gunoi de găină, am pus acolo cicoare, ulterior am pus urzică, o să mai fac alte butoaie cu tot cu gunoi de găină, cu coada calului, cu urzică, ca să avem să dăm și macerate. Eu zic că un buchet din ăsta e ceva wow. Da, deci ca și plante îs, să fiu sincer, îs urâțele, dar florile sunt foarte multe și frumoase. Ce ziceți voi? Avem și gogonici. Aici la intrare, aici astea sunt mai slăbuțe. Înspre capăt e mai în regulă. Deci aici primele trei biloane, aici slabe. Aici au fost și infiltrații de apă. A, uite, astea sunt plantele despre care vă ziceam, să vede, să notează diferența. Uite cât e de mare față de asta. Sau aia de acolo față de asta. Deci aici am aplicat 10 litri, 1 litru de macerat, la 10 litri de apă am aplicat la primele plante de aici, de la început, să și notează diferența, da? La fiecare bilon, la primele două plante. Da, bun, ca și fertilizări ce le-am făcut până acum, a fost atunci la început cu un echilibrat, după care cu Blackjack, cu Terasorb de la Aectra, prin irigație au fost aplicate, după care am venit cu o fertilizare cu fosfor, pentru că mi-a apărut un deficit de fosfor, erau destul de
violet aici în partea de sus. Ăsta e Araldino, el manifestă chiar foarte tare deficitul ăsta de fosfor aici. Deci la Araldino se vede foarte tare că a suferit. Am aplicat atonic ca să stimulăm înflorirea, să avem flori cât mai multe. Deci am aplicat atonic. I-am dat și un calciu, magneziu, calcic, tot așa de la Ectra. Acum urmează în 1-2 zile să aplic maceratul ăsta. Sper să nu conțină foarte mult azot și ăla, pentru că n-ar fi ok aici. Eu ar trebui să fertilizez normal și partea asta să-i dau fără azot și acolo în care mai merge, să zicem așa. Deci eu nu vorbesc de azotat de amoniu. Deci în cele trei componente, azot, care le avem în îngrășăminte, azot, fosfor și potasiu, plus microelemente, adică să avem mai puțin, din alea trei, să avem mai puțin azot, cum îi, de exemplu, cel cu fosfor, 13, 40, 13 sau 10, nu mai știu exact cum e formula, sau 3, 11, 38 sau 7,5, 11, 36 sau ceva de genul, tot așa de la iara, în funcție, deci le aplicăm în funcție de necesități. Deci după cum vă ziceam, sunt undeva la jumate și cu solubile și cu organice, pentru că încă n-am găsit o linie ca să te duci chiar numai pe organic momentan, înțelegeți? N-am găsit produse să ai rezultate așa bune numai pe organic până în momentul de față. No, dar eu zic că și mai puțin de jumate, pentru că dacă vorbim de fertilizare de bază cu noi și alea câteva fertilizări cu solubile în cantități micuțe, deci dăm puțin și dăm mai des, da? Ca și tratament pentru dăunători am aplicat ulei de nim aici săptămânal. Am aplicat de două ori până acum. I-am dat foliară micoriza, care conține și tricoderma și alte bacterii benefice. Am folosit-o și la plantare când am îmbăiat răsada, am îmbăiat rădăcinile. Și acum îl folosesc foliar. Radicular m-ar costa destul de mult să aplic radicular periodic, să zicem așa. Și atunci eu dau foliar și anul trecut așa m-am dus și n-am avut probleme. Nu am probleme cu dăunătorii până în momentul de față. Totul este sub control. Sper să reușim să îmbunătățim acolo în partea de sus situația, să continuăm să avem flori frumoase și la următoarele etaje să lege bine. Avem aerisire, foarte important, e foarte bine aerisit solarul. Nu mă consider un expert, materialele astea sunt pentru oameni începători, cei care se sper sau care sunt mai vechi în câmpul ăsta, știu ce au de făcut.
eu încerc să ajut pe cine e mai nou, cine mai vrea să mai învețe, să mai vadă niște, adică să eviți, să zicem, greșelile care le fac eu, să zicem așa, să nu te coste mai bine din greșelile mele, înveți și nu le faci și tu, ca să ai de suferit, să știu eu, să ai costuri mari și probleme. În fine, deci cam asta e situația pe aici. Cresc și gogonelele. Nu sunt chiar cum mi-aș dori eu, dar ținând cont că solul a fost mutat, era de așteptat că n-o să fie echilibrat aici. Deci ceva lipsește, nu? Deci dacă noi luăm 40 sau 30-40 de centimetri din solul fertil și punem în solul celălalt, o să notăm o diferență foarte mare, că nu-i ce trebuie. Da, poate fi. O să continuăm să lucrăm în toamnă la sol, să aducem deja din momentul când am terminat de plantat, o să începem să aducem gunoi, să facem compost. Ce vreau să vă mai zic eu la cei începători, să continuați să fertilizați plantele până la finalul stagiunii, dacă vreți să aveți rezultate maxime. Fiecare alege cum o face, dacă organic sau convențional. Eu nu cred că e o problemă dacă venim cu un pic de fertilizare solubilă la plante, da? Deci nu azot, deci nu absolut, nu sunt de acord să folosesc doar azot în cultura de roșii. Putem face macerate frumos, mai dăm un solubil, tratamente până la final, ne asigurăm că plantele sunt ventilate, sunt curățate, le monitorizăm să nu apară probleme. Sunt acum o grămadă de produse și să stropim ecologic, deci dacă avem grijă un pic și cu datul și cu aerisitul și cu închisul, deschisul solarului, nu închide solarele, sara, lăsați-le deschise, sunt persoane care le închid și poate ajung să le deschidă un pic mai târziu, să face înăuntru 50 de grade și nu e ok. Deci lăsăm solarele deschise peste noapte. Cam asta e situația. Sper că vă plac roșiile mele urțele. Să nu ne audă, da? Deci, mie îmi plac așa un pic mai frunzele mai... Adică să nu fie așa frunzos, așa, să fie frunzele mai drepte. Astea mai strâmbeți, mai ciudate, zici că, na. Asta e. Continuăm să ne batem de una de alta, încercăm să le reparăm pe parcurs. Important e că sunt sănătoase și nu avem probleme și nu sunt boli. Acum, repet, nu suntem perfecți, nu avem studii superioare. Învățăm tot aici în câmpul muncii, da? În fiecare an experimentăm, învățăm, ne batem de una, de alta, remediem pe anul viitor, greșim altceva și uite așa dăm înainte. Cam asta a fost, dragii mei. Eu vă mulțumesc că mă urmăriți. Dacă v-a plăcut, lăsați like. Noi ne vedem cu noi materiale, numai bine și spor la treabă!